O scenă de groază într-un bloc aici în capitală. Tavanul parterului unui imobil reabilitat s-a prăbușit pur și simplu. Elena Predoiu, colega mea, vine cu toate informațiile chiar acum. Elena, te întreb mai întâi dacă a fost rănit cineva. Bună ziua! Bun găsit! Din fericire, nu erau oameni la parterul blocului în momentul în care tavanul pur și simplu s-a desprins și a căzut cu totul. Spunea primarul sectorului 2 că e un caz care nu este permis în condițiile în care blocul fusese reabilitat în 2017 și mai spunea că acum va merge la fiecare bloc în parte și va încerca să vadă care este starea fiecărui bloc. Spuneam că este vorba despre un bloc din sectorul 2 al cărui termoizolația a căzut, s-a desprins întreg tavanul. Suntem și noi pe strada în care este blocul și probabil o să revenim cu mai multe informații chiar din locul în care a căzut tavanul. Un bloc reabilitat în 2017, incredibil, probabil că în aceste momente s-a luat legătura și cu firma care a executat această lucrare. Elena, te așteptăm să ajungi chiar la locul incidentului și vom reveni cu imagini și informații în direct.